Aflată la ediția a doua a Trifaniada Glorioșilor 2023, adună în sala sporturilor din Buzău zeci de nume importante ale fotbalului românesc. Va avea loc un meci demonstrativ între foști internaționali români și cei mai reprezentativi foști jucători ai Gloriei Buzău. Organizatorii ediției din acest an sunt promotorul Adrian Troșenco, Aurelian Trifan și Cătălin Vlaicu. La conferința de presă care a anunțat evenimentul a fost invitat special și eroul de la Sevilla, Helmut Ducadam. Fostul mare portar al Stelei îi invită pe buzoieni să ia parte număr cât mai mare la acest adevărat regal fotbalistic. Într-adevăr, am revenit în Buzău după foarte mulți ani. Cred că ultima dată am fost acum vreo 8-10 ani. Aveam un meci cu Steaua, era Ilie Stan antrenor, chiar îi spuneam lui Adrian. Atunci am fost ultima oară în Buzău. Mă bucur că am reușit să-mi fac timp, că doar ieri m-am întors de la Brașov, unde am avut o activitate, dar încercăm, sau cel puțin eu încerc să-mi fac timp și pentru asemenea evenimente, pentru că cred că sunt binevenite, în primul rând pentru oameni care iubesc sportul și pentru copii. În cadrul evenimentului din acest weekend, spectatorii pot admira foști mari internaționali români, precum Helmut Ducadam, Rică Răducanu sau Miodrag Belodedic. Avem o pleiadă de vedete, începând cu antrenorul principal, cu domnul Ducadam, portarul Florin Prunea, Florin Gardoș, Cristi Pulhac, Mariana Liuță, Bănel Nicoliță, Florin Bratu, Marius Nicolae, Miodrag Belodedic și mulți, mulți alții. Mai avem și alte surprize. Am încercat un pic să schimbăm garnitura vedetelor, să aducem și alte valori aici la Buzău față de prima ediție. De cealaltă parte, în echipa fostelor Gloriei buzoiene vor evolua nume care au bucurat mai multe generații de suporteri buzoieni. Ion Viorel și Pufi Stoian nu vor lipsi din garnitura glorioșilor. Pe lângă domnii antrenorii Costică Stan și domnul Ion Ioniță, o să facă parte din lotul nostru foști fotbaliști ai Gloriei Buzău, emblematici, cum ar fi Romică Bunică, Romică Stan, Ciprian Petre, pe lângă aceștia mai suntem și eu, Gabriel Bobe, Georgian Marcu, Vasile Tudose, Tăniță și așa mai departe. Vă repet, este o onoare pentru noi că avem pe acești oameni prezenți, ne bucurăm că, așa simt eu, s-a făcut o publicitate foarte mare și lumea este interesată de acest eveniment și sunt foarte mulți doritori și toată lumea întreabă la ce oră, cum este cu intrarea, sunt locuri suficiente și ne bucură acest lucru, pe mine cel puțin mă bucură acest lucru. Mi-aș dori ca sala să fie plină pentru că, vă repet, astfel de personalități cum avem aici pe domnul Ducadam și cei care o să mai fie prezenți, rar o să fie regăsiți în fotbalul românesc de acum. Vom avea ca și la prima ediție minutul magic, care tot așa o idee mea, fiind pasionat și iubitor al fotbalului juvenil, îl voi face și la această ediție, adică gen 2-3 minute la finalul meciului, în care voi da oportunitatea de data asta 3 copii de la diferite școli de fotbal să intre alături de jucători. Unul național la României și doi la Gloria Buzău. În schimb, cu ajutorul unui bun prieten, care e implicat în sportul buzoian, vom premia și alți copii cu diferite materiale sportive, tot prin intermediul Fortuna Sport. Și ce să zic, așteptăm un număr cât mai mare. Am luat legătura și cu cei, cu Galeria Buzoiană, cu Căruza Crâng, pentru a le susține, să ocupe sectorul lor. Trifaniada Glorioșilor 2023 va fi organizată cu sprijinul Direcției Județene de Sport și Tineret Buzău. Mă simt foarte mândră să fiu aici în dreapta domnului Ducadam. Mă bucur că și Direcția Județeană de Sport a putut fi părtașă la acest eveniment prin punerea la dispoziție a sălii sporturilor Romeo Iamandi. Așteptăm spectatori cât mai mulți, pentru că este o activitate de amploare. Se vor întâlni atâtea nume grele ale sportului românesc.
Trifaniada Glorioșilor 2023 va avea loc sâmbătă 11 martie de la ora 14. Accesul în sala sporturilor va fi gratuit în limita locurilor disponibile. De precizat că sectoarele D și E vor fi rezervate celor din peluza Crâng, dar și copiilor de la școlile de fotbal din municipiul Buzău.